Scriu-ți o chestiune care nu ne-a uitat-o. Și am să o citesc. Dubrovčani u sad štuju svoga zaštitnika Svetoga Vlaha. Orașul Dubrovnik, cei care n-ați vizitat acest oraș, denumit a doua Veneție, și pe bună dreptate, trebuie să vizitați. Acest oraș are ca patronul orașului pe Sfântul Vlah, Sveti Vlah. Deci România este văzută, din păcate, zic eu, de afară mai bine decât din țară. Pentru că noi ne sfășiem, noi nu punem înainte, și am vorbit și aseară, domnilor, puneți înainte ce ne unește, nu ce ne desparte. Dacă îmi pune ce ne desparte pe aici, toți ar trebui să aplicăm, să suntem 15-16 oameni în 16 direcții diferite. Dar noi nu punem acest lucru în față, punem lucrurile care ne unesc. O să-mi permit să vă dau această revistă, să vedeți cum apreciază străinii români și țara noastră. În prospectul care vi l-am dat aici, Românii și sentimentul identității naționale, le mai dau încă o dată, o să vedeți că există acest Sfântul Valah, născut undeva prin anul 300, al cărui moaște în anii 800 au fost duse la Baden-Württemberg. S-a făcut o mănăstire după el. Deci sunt oameni nu mari, domnule, uriași, colosali. M-am uitat la cultură gârlă mare și n-am putut să iau, că nici n-am mai făcut în mașină. Deci eu am spus, dacă mai merg, am fost la un congres afară, și zic, data viitoare vin cu camionul. Camionul cu remorca. Pentru că studiul unui popor atât de extraordinar cum sunt românii, nu poate fi privit sincronic și local. În mapa care ați primit-o acolo, ați primit o fotografie. În mod normal trebuia să-mi tai capul să rămân acolo, că nu este important, ci ceea ce este acolo. L-am denumit atelierul de lucru. Deci noi nu putem privi istoria unui popor care este menționat în urmă cu mii de ani, să-l privim într-un anume loc și într-o anume perioadă. Sentimentul identității naționale începe, ceea ce am putut eu să găsesc până acum, în anul 316 după Hristos, cu moaștele Sfântului Valah, depuse în anul 855 la mănăstirea Sfânt Blazin, Sfântul Vlasie, croații și albanezii spun Sfântul Valah, la Baden-Württemberg, Germania, iar din anul 1049 Sfântul Valah devine patronul Dubrovnikului,